Salutare tuturor și bine v-am regăsit sau bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vă prezint un clip despre cumpărături făcute din Lidl și de la Metro. După cum știți, eu stau lângă Lidl și atunci cam 90% din cumpărături le fac de la Lidl. Se mai întâmplă să mai luăm fructe, legume și din piață sau de la prozarele astea de bloc. Da, ideea este că am decis cumva să facem cumpărăturile o dată pe săptămână, să luăm cam ce avem nevoie în săptămâna respectivă, să nu avem mai multe alimente, ca să nu le aruncăm dacă se strică, și aici mă refer și la legume, și la fructe, și la mezeluri, și alimentele astea perisabile. În plus de asta, și celelalte alimente, gen, nu știu, făină, orez, pastele, să nu mai luăm mai mult. Luăm exact un pachet sau două, maxim, dar un pachet e suficient. Așa că eu folosesc cardul Lidl Plus, care este mai nou, sunt cu reduceri, nu sunt foarte multe, dar este ok la preț și atunci, cam joia, când intră și toate ofertele la Lidl din săptămâna respectivă, fac cumpărăturile. Și atunci am zis că dacă tot în fiecare joi merg la cumpărături, ar fi ok să fac un clip și despre cumpărături. Din ce am observat eu, sunteți destul de mulți care vă uitați la astfel de clipuri și o să am rugămintea și voi, dacă doriți, evident, să vă și abonați dacă doriți, cum am zis, m-ar ajuta pe mine puțin mai mult, dar e ok și așa. De asemenea, ce voiam eu să fac ceva nou și anume să fac un live pe YouTube săptămâna viitoare, exact de ziua mea, și mă gândeam, nu știu, să fie un fel de Q&A sau oricum o discuție liberă, așa că dacă aveți întrebări pe care ați vrea să mi le adresați sau ați vrea să aflați ceva despre mine, despre noi și despre mine și despre Rebecca, fetița mea, vă aștept în comentarii. Și ne vedem miercuri. Miercuri undeva, cred că la 7, vreau să fac live-ul. Ne vedem. Și o să încep cu legumele. Am vrut să iau un amestec mexican, dar nu mai aveam. Și atunci am luat așa, o pungă de fasole verde de 450 de grame, o pungă de fasole păstăi galbene, tot de 450 de grame, de la Freșona. Și o să, am vrut să iau și porumb la conservă, pentru că noi folosim, dar nu am găsit. Am luat morcovi la 1 leu kilogramul, am luat oțelină cu frunze, eu folosesc frunzele la mâncare și la murături, o rodie, mai avem încă fructe și de aceea nu am luat, iar legume am luat din piață, apoi am luat o pungă de griș de, cred că, 500 de grame, are că mai avea. Am luat cârnați cu cardul Lidl Plus, așa și așa. Astea sunt preferații Rebecăi. Un salam Cracovia de 400 de grame. La fel, el are reducere săptămâna aceasta. Mai avem un cașcaval normal și prânză și am să mai iau și un cașcaval afumat. Mie îmi place acesta. Nu știu familiei dacă îi place, dar îmi place mie. Un pateu bucegi. Am luat de la cămara noastră un gem de piersici și un gem de prune. Anul acesta nu am făcut decât de caise, câteva borcane. Și am să luăm să avem în casă, pentru că nu mâncăm foarte mult. Am luat o pungă de chipsuri de la Lay's cu paprika. Diseară sunt pe desene și pe Antena 1, cred. Și Rebecca, în timp ce stă la desene, ronțăie ceva. Am luat și o pungă de cereale de 250 de grame cu miere, văd. Astea sunt preferatele mele. O sticlă de cola la 1,25. Un litru de lapte.
de la cine este fabricat? De Friesland, Câmpina, România. Două doze de suc Freeway de portocale. Am luat trei iaurturi așa. Eu mănânc iaurt așa cu cerealele sau cu fructe de pădure congelate, sau punem și la muștei sau în ciorbă. Am luat trei cu cardul Lidl Plus. Era la ofertă. Un pachet de biscuiți, preferații Rebecca-i. Am luat două cutii așa de roșii în suc de roșii, roșii întregi. Am luat două borcane de pahare de smântână, însă unul l-am spart și nu l-am mai pus aici. Un borcan de Nutella, pentru că mai nou preferăm clătitele cu Nutella. Eu le mănânc și cu gem, dar ceilalți le vor cu Nutella. Am luat două pateuri pentru pisicile de la bloc. Noi nu avem, dar Rebecca le hrănește. Trei pachete de Orbit. Am luat așa mentolat și așa pentru Rebecca, pentru că nu îi plac lucrurile mentolate. Am mai luat o cutie de înghețată la 1 litru cu nuci, vanile cu nuci. Era la ofertă săptămâna aceasta. Am luat bomboane de ciocolată, pentru că urmează zilele noastre. Toți trei suntem născuți în noiembrie și o să combinăm de asta cu Raffaello, cu... Dar mie îmi plac foarte mult pentru că sunt ambalate. Soțul le preferă, nu mă omor după ele, dar îmi place că sunt ambalate individual. O șuncă de porc, la cât are? 100 de grame. Că mi-au căzut pastele pentru prima dată. Am luat paste fără gluten. Sunt din făină de porumb, au 500 de grame, erau la 100 săptămâna asta, de aceea mi-a și atras atenția, că altfel nu le vedeam. Niște fish fingers. Diseară vreau să fac pește și mai am în congelator, dar am luat să am pentru tura viitoare. Profiterol. Cine nu le-a gustat, sunt senzaționale spre fratele mele. O 250 de grame, le găsiți la congelator. Am luat două cutii pentru că sunt la ofertă și le țin în congelator. Cam acestea au fost de la Lidl. Vă pun imediat și ce am de la Metro. Bun, de la Metro, astăzi am luat verdeață, pentru că sunt cam toată ziua în Metro, pentru că lucrez acum în Metro. Iau verdeața de acolo. Îmi place că este proaspătă și este destul de mare, 90 de bani este o legătură. Iau și pătrunjel și mărar, iau mai mult odată și ce nu folosesc rămâne, îl toc și îl bag la congelator. Am luat o cafea Illy. Era la ofertă, am înțeles că nu vor mai fi pe stoc sau ceva de genul și era aproape la jumătate de preț. Nouă ni s-a stricat expresorul de cafea și acum facem la ibric. Am mai luat o cutie de 3-in-1, de pliculețe, are 24 de pliculețe. Și mandarine, erau la ofertă de la 6 lei la 3 lei kilogramul. Nu știu cum sunt, încă nu am mâncat, dar miroase deja iarnă. Și am luat și doi păstrăvi, erau la ofertă, de fapt sunt până pe 3 noiembrie. Doi păstrăvi la 20 de lei kilogramul. Acestea au fost cumpărăturile de astăzi. Vă aștept în continuare la următoarele clipuri. Nu uitați să dați un like, să vă abonați dacă doriți. Puteți să-mi lăsați comentarii în rubrica de comentarii și ne vedem data viitoare. O zi bună!